La 23 august 1944, România ieșea din alianța cu Germania nazistă, trecând de partea aliaților din ordinul regelui Mihai, iar mareșalul Ion Antonescu, alături de mai mulți miniștri, era arestat. 4 ani mai târziu, data de 23 august, devine zi națională a României, sărbătorită cu demonstrații militare și coloane de oameni ai muncii, tineri și elevi agitând pancarte, steaguri roșii și tricolore și portrete ale liderilor comuniști. Semnificația acestei zile este cunoscută doar pentru cei care au prins acele vremuri. E frumos. Nu vrea atunci. Dar mai este. Nici nu știe, ăștia nici nu știe ce e aia. E de mult când se făcea alea. Era frumos. Cu mici, cu cestii, cu bere. Prin defilari, prin muncă, prin tot ce era mai frumos, prin spectacole câmpenesc, astea erau problemele. Deci totul se făcea de către oamenii muncii. Știu că trecea, era defilarea pacea la Vâlcea, treceau toți oamenii muncii, treceau toți salariații prin fața tribunei oficiale și era ceva frumos. Era o sărbătoare semnificativă, frumoasă și plăcută. Ce se întâmpla în cadrul acestor manifestări? Defilam în fața un comitet aici la prefectură și la urmă la distracție, decât o zi, a doua zi să lucra. Data de 23 august reprezintă eliberarea patriei noastre de sub dominația fascistă. Pentru generația de după 1989, data de 23 august este o necunoscută. Știți care este semnificația acestei zi sau ce se sărbătorea înainte în acea zi? Nu știu. Și n-ați auzit niciun fel de poveste despre ce se întâmpla de 23 august înainte de 89? Nu. Care este semnificația zilei de 23 august pentru că tot se apropie? N-am idee. N-ați auzit nimic de la părinții dumneavoastră să vă spună, vă povestească despre... Prea acasă, că eu nu prea stau pe acasă. Serios. Da, nu știu, n-am idee. Nici dumneavoastră? Nici eu, nu. Ce se întâmpla înainte de 89, pe 23 august? Și la evoluția sau... Nu știu nimic. Nici din punct de vedere istoric, nu știu. De vedere, nu. Nu știu. Deci măcar din poveștile părinților nu cunoașteți ce se întâmpla în această dată până în 89? Nu. Nici din punct de vedere istoric nu știi care este semnificația, are o dublă semnificație aceasta. Nu știu nici asta, nu. Ce se sărbătorea înainte de 89? N-ai auzit nici de la părinții tăi ce se întâmpla pe 23 august? Nu. Nici din punct de vedere istoric, nu? Nici din punct de vedere istoric. Prima paradă de 23 august a avut loc în 1945, în plin conflict între regele Mihai, aflat în grevă, și guvernul comunist Groza, sprijinit de trupele de ocupație sovietice și recunoscut de angloamericani. Iar după abdicarea forțată a regelui, 23 august a însemnat pe rând omagierea Armatei Roșii și a URSS, apoi a Partidului Comunist Român și a liderilor săi. Actul de la 23 august 1944 este în continuare un eveniment controversat cu multe necunoscute, pentru că nu-i așa, depinde cine scrie istoria.